Severinul va găzdui și anul acesta o competiție de cross. Autoritățile locale au anunțat că au demarat deja pregătirile pentru ca totul să se desfășoare în ordine. Organizatorii îndeamnă pe cei care doresc să participe să înceapă antrenamentele pentru că traseul va suferi anumite modificări comparativ cu anii trecuți. Anul 2019 a fost prima ediție, care a fost o ediție foarte reușită, peste 500 de participanți. Anul trecut nu s-a putut organiza sub nicio formă din cauza pandemiei care a fost la cote maxime. În schimb, anul acesta suntem destul de optimiști. De aceea rog severinenii să înceapă pregătirile. Avem stadionul 1 mai, am văzut foarte puțin care aleargă, sper să fie din ce în ce mai mult, să fim pregătiți pentru crossul care vrem să-l organizăm anul acesta în septembrie. Concursul de cross nu s-a organizat anul trecut din cauza pandemiei. Autoritățile locale sunt hotărâte însă ca de data aceasta să nu-l mai rateze. Așa că cei care au participat în anul 2019 sunt așteptați să se înscrie din nou. Pasionații de cross sunt îndemnați de organizatori să înceapă antrenamentele, întrucât traseul va suferi câteva modificări. Anul acesta sperăm să organizăm și etapa a doua la crossul Severinului. Dacă prima ediție în 2019 a fost reușită, bineînțeles a fost înainte de pandemie și am avut în jur de 500 de participanți, sperăm ca și anul acesta să avem același succes și organizarea undeva în luna septembrie. Sperăm ca și condițiile sanitare să ne permită acest COVID să nu mai ne facă nicio surpriză neplăcută și de asemenea invit pe toți severinenii și nu numai să începem puțin antrenamentele, pentru că și acum 2 ani de zile s-a văzut, cu toate că a fost o distanță destul de scurtă, s-a cam găfuit pe final. De aceea e bine să ne întâlnim pe la stadionul numai și pe unde mai avem condiții prielnice pentru a alerga. Reprezentanții municipalității au anunțat că pregătesc diferite surprize pentru cei care vor participa la concursul de cross.